A schimbat cadrul complet pentru că astăzi vreau să vă vorbesc despre parfumuri și mi este mult mai ușor să stau cu materialul de clip aproape decât să mă chinui să le scot de aici, să așa. Și astăzi știți ce am să fac? E o chestie pe care vreau să o fac de nu știu când, nu în fața camerei, ci doar eu cu mine, dar astăzi o fac și cu voi. Și anume vreau să mă uit după niște parfumuri pe care nu le-am mai desfăcut de luni de zile, poate unele au chiar ani de zile de când nu le-am desfăcut, da, am și așa parfumuri. Sau este foarte posibil să am pe aici parfumuri pe care nu le-am desfăcut deloc, e posibil să dăm și de astea, da. Nu am absolut nicio regulă la acest clip, adică vai să mă duc doar să, că m-am gândit la un moment dat să fac doar să iau cutiile din spate, nu. E pur și simplu random. Deci o să mă uit și o să-mi aduc aminte. A, stai puțin că cu ăsta m-am mai dat de nu știu când. Uite un parfum cu care nu m-am dat absolut niciodată de când îl am. Deși m-am dat cu Eau de Kenzo. Eau de Kenzo a fost multă vreme parfumul meu preferat. Aceasta este o sticlă pe care o am dintr-un schimb. Am făcut un schimb cu cineva, i-am dat nu știu ce, nu știu ce. Și pentru că... primul meu, Eau de Kenzo, nici nu mai știu pe unde e, că m-am și mutat din locul unde stăteam atunci. Deci sticla de atunci nu mai am, mai zis, băi, vreau să am o sticlă de asta mai veche și am găsit la cineva un Eau de Kenzo mai vechi. Eau de Kenzo, doamne, flower. Flower. Uite, și de ce m-am gândit la Eau de Kenzo? Pentru că vreau să vă zic că Eau de Kenzo prima dată am avut în sticluța aceea, dacă vă aduceți aminte, cu un căpăcel așa țuguiat albastru și parcă era așa cu o placă, nu ca cum e acum compact. În fine, flower de la Kenzo, despre asta vreau să spun. Mi-a fost multă vreme, cred că am avut la un moment dat vreun an, doi, când l-am purtat obsesiv, adică era un fel de parfum semnătură, adică toate hainele mele, totul în jurul meu era impregnata Flower Kenzo. Am avut așa și o perioadă cu Eau de Kenzo. Este un parfum floral dulceag, aș spune. Poate să fie grețos pentru cele dintre voi care nu suport aromele prea dulci și așa. Dar mie deja, pentru că l-am purtat de atâtea ori, mi se pare foarte familiar. Adică nu mi se pare nimic... ciudat la el. E, asta este un parfum și asta, deci pe asta cred că nu l-am mai desfăcut de vreo 6 luni, cred că vara trecută l-am desfăcut. Este Donna Karan New York Woman. Este exact parfumul care pe care îl văd perfect pentru vară, dar perfect. Și o să vă explic mai de ce, pentru că senzația de rece, moleculele care sunt combinate aici aduc ideea de acel grapefruit ideal. Adică imaginează-ți cum ar mirosi cel mai proaspăt grapefruit pe care l-ai putut mirosi, care... și cu niște note reci. Parcă... deci de câte ori miros parfumul ăsta, uite acum, parcă mă duce la ideea de iarnă. Cum exact cum miroase când e ger afară. Exact senzația aceea ți-o dă, numai că n-aia este un pic îndulcită de chestii de-astea fructate. Hai să mai băgăm una pe aici, să vedem ce n-am mai purtat de mult. Care mai găsesc să-l pun la loc. Uite un parfum pe care nu l-am mai purtat de mult și de care îmi pare rău că nu l-am mai purtat de mult. Este C'est la Vie de la The Lab. Creator Mario Galindo din Columbia, este printre parfumurile, uite că și scrie pe el, creation date 1 octombrie 2018. Este un parfum pe bază de ud, dar nu este udul acela puturos pe care eu îl simt acum peste tot și mă năucește. Mi se pare că e un ud destul de curat așa și chiar spuneam lui Mario, mi se pare un parfum foarte bun pentru cei care fac yoga sau care fac sporturi, cum ar fi, de exemplu, artele marțiale, în care ai nevoie de momente de meditație, de momente de detașare de ceea ce se întâmplă împrejur. Și pentru asta mie mi se pare foarte, foarte interesant. Parfumul ăsta, de fapt, brandul The Label mai avea la un moment dat Flavius de la Niche Scent, cred,
posibil să mai aibă ceva. Parfumul vine tocmai din Columbia. Puteți să-l comandați și direct la Mario, nu e o problemă. Eu l-am avut cu în câteva zile acasă, pe alt parfum. Cu PS parcă. Da, știu că m-a lăsat masca, adică a ajuns în mai puțin de o săptămână din Cali, Columbia până la București. Mi s-a părut ceva fantastic, adică am zis așa ceva, nu se poate. Bineînțeles că era însoțit efectiv de un dosar de acte, dar na, și transportul de acolo este undeva $50, iar un parfum, din ce știu, ultima oară parfumurile lui Mario Galindo erau pe undeva la $200, deci practic $250 ar fi toată investiția. Da, e o investiție, însă sunt, de avem și parfumuri, Mario creează niște parfumuri foarte atipice, probabil și formația lui, și originea lui, și viața lui dintr-o țară care pentru noi europeni e altă lume, aduce așa o fascinație anume, fără a fi o fascinație șocantă sau deranjantă. Bun. Asta l-am mai purtat, pur și simplu nici n-a mai venit momentul. Am mai avut și eu problemele pe care le am cu alergia și atunci am mai evitat parfumurile prea puternice. Hai să mă uit așa mai prin spate să iau ce mai e pe aici. Nu, astea sunt, astea cutia cu mostre de la Parfum de Nicolai. Asta este o cutie foarte veche, de la o pudră. Știu dacă mai am pudra. Știu că mai aveam pe undeva pudra, de la Christian Dior. Pe vremuri așa erau produsele de make-up. Da, pe vremuri, că acum nu prea mai sunt ambalajele acelea. Deosebite. E foarte vechi, asta tot ce pot să vă spun, că este printre vechiturile de la Dior. Ăsta e un parfum cu care nici nu m-am dat niciodată, nici nu o să mă dau vreodată. Este Wanted de la Zaro, este parfumul lui fiul meu, practic. Și care mi-a zis că nu prea are chef să el să-l poarte acum în vacanță și îl țin aici, că parcă-l văd că începe școala și începe să-și aducă aminte de... Da, nu, Nina Ricci l-am mai folosit. Hai să vedem, uite. Pe cuvântul meu, dacă eu știu ce e în cutia asta. Pot să doar să bănuiesc că sunt mostre. Asta e cutie de la Latest in Beauty din perioada când am avut eu o mare nebunie să-mi comand toate beauty box-urile posibile. Mi-am comandat inclusiv Ipsy din state prin cineva. Da, asta e o cutie de la Latest in Beauty în care, ia să vedem, nu știu, vă zic. Nu că sincer. Nu. Mi-e și rușine de fapt. Da. A, da, am mostre. Am mostre. Uite, am mostre din Fleur d'Ombre Jean Charles Brosseau. Acad de la Luban. Băi, de când am zis că vreau să-mi cumpăr și un parfum de la Luban, da, de viitoare când la Paris fac chestia asta, trebuie să ajung și la Luban. Da, o să mă întrebați ce nu vrei să-l cumperi din România, nu mai întrebați, vă rog frumos. Nu am o problemă cu brandul, nu am o problemă cu România, am problema cu anumiți comercianți care uită de niște chestii de respect vis-a-vis de client, atât. Bun, Floris, hei, Floris. Floris ce ăsta? Limes. Este Lauder Sensuous Nude, hehe. Si, Lolita Lempica, nu-mi dau seama dacă e vechitură. Ei, și uite un parfum de la Avon, care mie, apropo, mi s-a părut foarte interesant la vremea respectivă, Parisian Chic. Da. Montaigne, de la Caron. Nobile, 1942, Café Chantant. Asta nu știu că la un moment dat a fost un magazin online de branduri de nișă. Aici eu am un parfum solid de la L'Occitane en Provence, Fleur de Cerisier. Asta, să vedem un pic cum mai miroase, dacă mai miroase, ok. Da, acum stau să mă gândesc, pe ăsta cred că l-am. Cred că nici nu mi-a început să-mi blogul. Deci nu mai garantăm cum miroase, dar e vechitura. Bă, rău nu miroase, uitați-vă că deja sunt niște puncte galbene pe și pe acolo, dar rău nu miroase. Nu miroase, miroase bine. Ce mai am pe aici? Ia uite, o chestie mititică, Polin, cred că e de la Rancé, bănuiesc eu, uite, Polin de la Rancé. Ce mai am pe aici? Lancôme? Să nu-mi zici că e la Viebel. Nu dau seama ce e. Pe cuvântul meu nu știu să mai vede scris. Oare să fie la Viebel?
N-am, dacă e la Via Belle, nici nu vreau să-l spreiez, pentru că nu îmi place foarte mult parfumul. Aici, de la Acorel, am un Terre de Cedre. Mostre vechi, multe mostre vechi. Da, uite, am și mostre de la... Asta ori de la Avon, ori de la Oriflame. Doamne, da, mic scrie. Made in, nu știu ce, made in Poland. Deci nu-mi dau seama dacă este de la Avon sau de la... Ar putea să fie de la Avon sau de la Oriflame. Da. Zic, uite că am și asta pentru că... Am văzut așa că în ultima vreme se consideră că parfumurile de la Avon sau de la Oriflame sunt parfumuri sau de la Pharmacy, sunt un fel de branduri astea care vând în MLM, că sunt proaste. Nu sunt proaste. Sunt făcute mai ca să placă la toată lumea, într-adevăr. Însă aceste companii, care se bazează normal pe marketingul piramidal, că așa gândesc ei schemele de profit, lucrează cu niște oameni destul de bine pregătiți, pentru că ei totuși vor să garanteze o calitate. De exemplu, parfumurile de la Emue mi se păreau foarte reușite. Am și un parfum de la Herbalife pe care l-a văzut soțul meu, îmi place foarte mult. Așa, ăsta este... Ah, Jean Fizz de la Liban. Da, ăsta este un parfum care chiar mă dau. Nu mai am deloc. Dar știu de ce l-am păstrat, pentru că vreau să mi-l cumpăr, acesta most. Așa, ce mai am pe aici? Acorel. Fracas. Robert Piquet. Asta nu știu, ceva care scrie Ambra, dar nu știu ce e. Da, aici sunt tot felul de pouch-uri pe care scrie SD, CD, pardon, de la Christian Dior, rămase de tot felul de farduri. Le-am ținut eu aici pentru că mai obișnuiam când îmi puneam în poșetă câteva mostre de parfum, le puneam așa într-una dintre astea ca să nu mi se trăște. Bois. De fapt, nu Bois, pare că se Italia, Bois. 1920. Da, și mostrele astea cred că au 100 de ani. 100 de ani, fiind. Chiar 100 de ani, dar le-am de mult. Asta este Boss. Ce-o fi de la Boss? Boss. Eau de toilette. For woman. Cred că, nu știu, ceva generic. Bun. Asta așa ca să vă dați seama cam ce în în zona asta mea de colecție de parfumuri, câte lucruri se adună așa în timp, de care efectiv uit. Deci dacă m-ar fi întrebat acum cineva, tu ai AK de la Liban, aș fi spus, nu știu. Sau i-aș fi spus, a, nu, de unde să am eu așa? Da, deci nu le țin minte. Adică mostre și astea, sticlele totuși mi-aduc aminte. Dacă am sticlă, mi-aduc aminte. Dar dacă e mostră, mamă... Nu mai mi-aduc aminte. De ce mai avem și pe aici? Asta, tot cutie de la... A, nu, asta e de la Your Beauty Limited Edition. Cred că de la Latest in Beauty. A, astea sunt un pic mai actuale, văd. Că aici văd un Black Opium, văd Kenzo World. A, uite, aici, da, mai am... Păstrez cu sfințenie, mai am un Lumière Noir. O mostră de la Francis Curgean. Mi face... Blincă-ne bateria. Am profitat de moment să pornesc și aer condiționat, deci dacă începe să audă bâzâitul, să știți că de acolo e. Așa, vă spuneam de Francis Curgean de Lumière Noir. Ăsta a fost un parfum de la Francis Curgean care mi-a plăcut foarte mult și am tot amânat momentul să-l cumpăr până când nu se mai produce. Am momentul ăsta, dacă vrei să-ți mai cumperi parfumul ăsta de pe eBay sau de pe la colecționar, costă și de 4 ori prețul care era, deci la revedere. Așa că mai am mostra asta, când mă mai apuc așa, mă duc spre el. Mai am aici mostre de la Maison Francis Curgean. Bun. Și mai am pe aici așa. O să mă uit, adică ce e cu adevărat așa să fiu gen mai interesant. Uite, un brand care tot așa mi se pare de încercat pentru cine e pasionat, este Liquid Imaginaire. Aveai un parfum foarte mișto, Rosa Domum sau Domum Rosa, ceva cu denumirea asta, nu știu, am avut o mostră posibil, asta este Telus. Nu prea am curaj acum să le spreiez, pentru că mi-aduc aminte că chiar prima dată când le-am încercat a fost așa un pic cam... Așa, Byredo Baudelaire, ca eu vreau, adică Byredo am văzut cum e foarte popular, e așa oarecum a trecut spre mainstream. Caravelle Pissé de la Frappin, uite, ăsta este iar un brand mai deosebit de parfumerie, care parcă face și coniac, da, face și coniac.
că mă uit să văd dacă mai am într-adevăr ceva deosebit. Black Opium nu e deosebit. Black Opium, nu știu cine nu s-a dat Black Opium sau cu replica lui Black Opium. Jukebox. Am aici ceva mostră. Asta e o mostră de la L'Odyssée. L'Odyssée Absolue. A, și aici, uite că mi-aduc aminte că din GVP-urile care se dădeau la Givenchy Anjou de Mont, cred că asta era un fel de broșă, mă gândesc. Da, de broșă, așa, da, și-am păstrat-o eu aici. N-am avut când să port, mi se pare un pic totuși cam, dar să vă mai arăt o dată, adică, nu știu, e prea mult. Și mai ales mă deranjează că scrie aici Anjou de Mont, adică dacă era doar ea așa simplă cu zdrângănelele astea fără scris, dar mie faza cu scrisul, nu știu, mi se pare un pic chicioasă. Da, în fine. Să văd, poate găsesc la un moment dat scopul. Stai aici oricum de niște ani, ca să zic așa. Nu știu de ce are această hârtiuță atașată, ce-o fi așa de deosebit. Zice, ok, Crystallized Swarovski Elements, bijou orne de nu știu ce. Da, interesant, deci are și ceva de la Swarovski și aici cred că am ceva de la Hermes. Da, Hermes din, știți că și Hermes are o serie de parfumuri de nișă. Căldura și oboseala mea, spun cuvântul. Ce am aici? Hermes Vetiver Tonka. Și am aici ceva. De ce fi pus eu hârtiuța? Probabil așa a venit. Este un... Ah, Vanille Galant. Da, asta știu că îmi place foarte, foarte mult. Și acum și cred că știu și de ce am pus aici hârtiuța, ca să știu că ea este. Când o caut prin mostrele de la Hermes, o găsesc mai ușor că i-am pus hârtiuța în cap, așa că o lăsăm în continuare. Măi, Vanille Galant de la Hermes, nici nevoie să miros, mi se pare un parfum vanilie foarte reușit și spre deosebire de Shalimar, dacă Shalimarul pare prea opulent, prea acoperitor, așa, Vanille Galant are ceva, o vanilie ușoară, o vanilie plăcută, o vanilie în care îți inspiră o femeie foarte plină, adică plină de vitalitate, așa, o femeie în care e îmbrăcată în niște haine ușoare, așa, și miroase vanilie. Nu știu, asta e senzația. Da, eu cam în cutiile astea așa păstrez, da, iar am vărsat astea de pe aici. Păstrez mostre, păstrez eșantioane, păstrez miniaturi acolo unde am, ca să le am aici la îndemână și să-mi aduc, bineînțeles, aminte de ele. Așa ar trebui. A luat o pauză și am și făcut un duș pentru că, oameni buni, e iar foarte cald astăzi în București. Nu este atât de cald cum a fost acum vreo două săptămâni când s-a ajuns și la 40 de grade, dar oricum este cald. Încă este cald și cred că și noi fizic resimțim și inclusiv eu atâta perioadă de căldură foarte mare, m-am și săturat să tot pornesc aerul condiționat, dar da, faza asta cu mai facem un duș, mai știu ce, chiar ajută ca idee. Și la fel, în perioada asta e foarte indicată relaxarea, practic este atitudinea celor care trăiesc în zona bazinului mediteranean. Acea stare de lâncezeală pe care ei o adoptă special în sezonul foarte cald și după ce mănâncă la prânz, pentru că îi ajută și să reziste în fața căldurii, că vă imaginați acolo întotdeauna au fost temperaturi mai ridicate și disconfortul acesta termic și atunci ei au chestia asta, au acest obicei de a, vedeți, grecii care după masa au acea siestă, se închid magazinele chiar în anumite situații și nu numai la greci, și în sudul Franței și în mai multe și în mai multe locuri. Hai să mă întorc, să mă gândesc cu ce parfum nu prea m-am mai dat în ultima vreme, ce a mai rămas așa pe aici nefolosit. Uite că mă uitam, am cutia asta cu travel spray-urile de la Delina, Parfum de Marly. Bine, în ea eu am mai pus și alte parfumele. Uite, mai am aici niște travel spray-uri de la
The Lab, Le Labo, nu știu ce spuneam, la The Lab. Și am aici așa, deci mai am o fiolă de asta din, din Delina. Am văzut că a fost foarte multă nebunie cu acest parfum. Să știți că și mie la un moment dat a plăcut foarte mult, după care nu mi s-a mai părut atât de nemaipomenit și așa. Adică, până la urmă, pe partea de parfum de trandafir, sunt parfumuri mult mai, pe care vă le consider mult mai interesante, mai captivante, mai intrigante, care, mamă, te fac să te le tot miroși. Nici acesta, Doamne ferește, nu e un parfum rău, în nicio formă. Este un parfum foarte, se pare foarte elaborat și o variantă frumoasă a trandafirului. Însă mi se pare că deja și ăsta este atât de purtat, a ajuns și el să fie clonat. Nu mai e ce a fost chiar atunci când s-a lansat. Aici ce mai am? O de circe, mai am o mustră. Aici cred că mai am puțin... aici am un pic de Magie Noir de la Vintage, pe care l-am de la Florian, Memory Flow, by the way. Și aici am o mostră din de-astea cumpărate de pe Brasti, Thierry Mugler, Angel Innocent. Dacă știu că mi-a plăcut foarte mult într-o perioadă. Acum se fac și parfumurile de la Mugler. Sunt bine, de când a fost marea achiziție, că nici ei nu mai aparțin acum declarați, au devenit așa, un pic mai people pleaser, adică hai să le facem să placă la mai multă lume. Apropo, uite, de asta de Thierry Mugler Angel, nu este un parfum pe care o să-l fi purtat vreodată. Cred că am avut niște mostre și dacă m-am spreat de 3-4 ori în viața asta, până acum cu el, cam atât a fost. E un parfum care mie mi se pare foarte polarizant. Ori îți place, ori nu-ți place. Îmi place să-l miros pe anumite persoane, pe bine nu prea. Îmi place în anumite contexte. Îmi place într-un anotimp de iarnă, o doamnă îmbrăcată cu un palton, așa, și în momentul când te apropii de ea și o salut, să simți acea, acel nor de angel în jurul ei. Dar dacă e prea mult, acel parfum devine deranjant. Sunt persoane care mi se pare că li se potrivește foarte bine Angel, dar sunt și persoane care îl folosesc în exces sau îl folosesc în contexte gen, uite, cum sunt temperaturi mai ridicate, așa, în care chiar nu mi se pare, de exemplu, un parfum de birou, sau da, poate fi purtat la birou într-un layering cu un parfum foarte citric, gen, uite, că l-am aici pe Chopard Lemon Dulci, să dai cu ăsta două pufuri și după aia să vii cu Thierry Mugler Angel doar așa un puf, hai maxim două. Așa l-aș vedea suportabil. Dar mă refer, dacă ești singură în birou, poți dai ce vrei. Dar dacă ești într-un open space cu mai mulți oameni și la o distanță, să zic așa, de un metru, așa, poate să te vină deranjant. La fel cum mi se părea Kenzo Jungle, care era purtat de anumite colege și devenea deranjant. Adică, la un moment dat, să știți că nu eu eram aia care mă duceam și mă plângeau, erau chiar unii colegi bărbați care spuneau, băi, mă ustură nasul de la parfumul ăsta, mai schimbă-l și tu. Discuții de-astea așa amicale la o țigară. Hai să mai uit ce mai e pe aici. Ia să mă uit în partea de jos, unde avem Chanel, unde am Chanel. Nu m-am mai dat de foarte multă vreme cu Chanel 19. Ia să-l caut, că nu mai cred că deocamdată scotocim aici prin Chanel. Scotocim. Ah, da, așa. Vai, pe nici cu asta nu m-am mai dat de mult. Cristal. Este ce am aici, Eau de Parfum, varianta 50 de mililitri. Stai. E un genul ăla de floral foarte vintage, așa, adică exact de câte ori îl miros să-mi aduc aminte de doamnele mai elegante pe care le vedeam la o croitoreasă de lux de la bunica mea din cartier, doamna Martin, Dumnezeu să o ierte. Ea fusese croitoreasă și ucenică la modiste faimoase și era ceva, a fost croitoreasă la casă de modă cooperativă, cum era pe vremuri, și după aia spre bătrânețe a rămas acasă.
și făcea croitorie pentru doamne din înalta societate a Bacăului. Veneau doamne avocat, doamne notar, doamne nu știu ce, care pe vremea aia nu erau atât de multe câte sunt acum. Și făcea tot felul de haine. Mai mergeam și eu pe la ea cu bunica mea și când mai venea câte o asemenea clientă, vreau să vă spun că doamna mira genul ăsta, fix genul ăsta de miros. Deci asta mi-aduce aminte. Sau, da, și Chanel 5. Acolo cu siguranță, deci ăsta Chanel 5, când îl simt, efectiv mă aruncă la ea în hall și în camera de probe. Mi-aduc aminte că avea o cameră unde îl lăsa pe doamne să se schimbe. Și acolo mereu mirosea Chanel, nu mirosea. Deci o să încet ce scurgeau ții muci pe acolo. O să vă explic imediat. Doamna, făcând foarte multă croitorie, mai de lux, cu materiale foarte mișto, toate resturile de materiale mi le dădea subsemnata. Pentru că, deși eu sunt o fata cu tricouri ieftine, pe vremea aia eram înnebunită să fac haine la păpuși. Și de la doamna Martin luam materiale extraordinare. M-a avut la un moment dat inclusiv, nu știu ce, o catifea care avea încrustate niște pietricele, mătăsuri, dar ce nu era, lurexuri de numai nu știu care și eu făceam haine la păpuși. Eram înnebunită. Deci făceam haine la păpuși pe bandă. Am avut o perioadă în viața mea când am făcut haine la păpuși, deci că eram setată pe asta. Și atunci mă mai duceam pe acolo și doamna Martin era foarte drăguță și mă plăcea foarte mult, ba chiar îmi plăcea de ea că... Bine, nu stăteam la o casă distanță, când mai venea pe la bunică mea, nu știu ce, mai vorbeam ele ca femeile acolo, plus că mai făceau schimburi de tipare, de idei, așa, că despre asta vorbeau femeile atunci, cel puțin femeile din familia mea, mi-aduceam întotdeauna în buzunar, mă uitam încă de la poartă, o vedeam și dacă vedeam buzunarul halatului umflat, știam că sigur mi-aduce materiale. Și bucuria mea cea mai mare a fost odată, mi-a adus, nu știu, un petec de capă de blăniță. A fost o doamnă care a vrut un taior, iar pe marginea taiorului a vrut să-i coasă niște blană de vulpe. Și numai că a rămas un capă, da, și mi-a dat bucățica de vulpe. Știu că i-am făcut la una dintre păpuși, am făcut o haină. Dați seama ce preocupări era. Ei, și mie parfumurile Chanel mi-aduc aminte de zona aia, pentru că sunt convinsă că doamnele acelea se dădeau cu Chanel numărul 5 cu asta, pentru că și aveau acces. Ăsta este Chanel numărul 19. Este un parfum care mi-a creat obsesie la un moment dat. După aia, la un moment dat, l-am mai putut purta. Pentru că mă deranja pe parte de alergie, berenită alergică. Ăsta îl las oricum pentru toamnă, iar nu e pe. Dacă acum la 32 de grade mă dau cu ăsta și la zăpușeala care acum, că parcă stă să vină totuși o ploaie, doamne ajută să vină. Așa, da, ăsta e Chanel numero 19. A, și stai așa că am dat Chanelurile la o parte și am văzut ceva și mai și. Adică că mă aud de parcă vorbesc din butoi. Parfumurile mele de la Serge Luton, nu am multe. Am zis când am fost la Paris că vreau să ajung la magazin să mai văd. Acum Serge Luton s-a devenit destul de scump. Când era în sticluțele astea, că acum sticluțele astea așa nu prea se mai fac. Era un pic mai accesibil. Adică știu că le cumpăram de la Elysée cu 400 și ceva de lei o sticlă de asta. Așa. Asta este Arabi, după care am tânjit o grămadă. Au și așa, deci au căpăcel, dar vine și pulverizatorul alături ca să poți să... Așa erau. Acum sticlele s-au modificat un pic la Serge Luton și am văzut că și ca preț se duc undeva destul de mai sus, așa. Bun. Uite, n-am mai purtat de foarte mult timp Arabii, foarte mult timp. Asta chiar e genul de parfum care ți inspiră... Zic eu, acea esență a culturii arabe, dacă vrei să spui așa, dar în sensul ăla bun. Nu se explic eu. Ca o esență de valoare. Iertați-mă, dar mie parfumurile astea de circul acum peste tot și sunt numite parfumuri arabești, mi-e o durere de cap. Mai ales că, stai puțin, că se pune titlul ăsta de parfumuri arăbești la parfumuri care nici măcar nu sunt arăbești. Ele sunt replici după parfumuri de mainstream. De exemplu, nu-i cum să faci un nu poți să numești un parfum arăbesc dacă el este replică după Trezor la Nuit al lui Lancôme sau după La Vie Belle. Ăla nu e arăbesc.
A, că vine dintr-un brand care se fabrică undeva prin Emirate, prin mai știu noi pe unde, nu cred că l-a îndreptățește să numească parfum arabesc. Și nici arabii nu este un parfum arabesc, în adevăratul sens al cuvântului. Eu înțeleg prin parfum arabesc acele parfumuri care sunt făcute pentru oamenii din lumea arabă și care de obicei sunt de religii și de orientare musulmană și știu că au o problemă cu a aplica alcoolul pe corp. Nu au voie decât în scop medical. Știu că folosesc de obicei acel ritual de parfumare cu fum, cu lemnul ăla de ud pe care îl fac fumigații și apoi sunt uleiurile parfumate. Ok, că generațiile mai tinere folosesc și ele parfumurile astea cu care au în componență alcool, dar altfel nu. De aia pentru mine când au apărut parfumurile arabești și toată lumea zicea, vai, să vezi parfumurile arabești, nu știu, m-am dat zic, ce-s cu chicioazitățile astea, mă, că adevărații arabi, oamenii din elita lumii musulmane și arabe, nu s-ar da cu așa ceva. Și de aia, că practic parfumul trebuie să fie ca o chintesență a elitei dintr-o anumită populație. Când spui parfum franțuzesc cu rafinament franțuzesc, te gândești la Guerlain, la Chanel, la asta, nu te gândești la... Că și în Franța, apropo, și în Franța tot felul de branduri de astea care apar peste noapte și care vând sticluțe de alea roz cu fundiță pe lângă turne Eiffel, vezi tot felul de oameni, tot felul de comercianți cu tot felul de matrapazlâcuri care le vând pe lângă turne Eiffel pe acolo sau prin zonele turistice și scrie pe ele, vai, parfumuri franțuzești. Da, doar că sunt făcute în Franța, dar n-au nicio legătură cu rafinamentul parfumeriei franceze. Asta așa ca fapt divers, că avem tendința acum repede să punem, vai, parfum franțuzesc, parfum arabesc, dar de fapt nu are nicio legătură cu originea care e stipulată acolo. Eu Chanel numero 5, deși am și eu, cred că am o de parfum sau de toalet, oricum am și Chanel numero 5, Chanel numero 5, eu îl prefer pe asta varianta parfum pentru păr. Sau mai am... Ăsta este body spray-ul varianta low, nu știu unde am și Chanel numero 5, o varianta normal. Nu știu, l-am pe aici, pe undeva. Nu mă pune să-l caut acum, dar... A, hai că... Da, ăsta e. Da, nu știu, nu focalizează ceva? În fine, cred că acum o să focalizeze. Da, astea. Chiar parfumul în sine, cred că nu știu dacă l-am folosit 3 ori de când l-am. Pentru că nu mă regăsesc foarte bine în aroma aia. Nu, ups. În schimb, varianta din parfumul de păr și, sau varianta astea, numero Saint Claude, îmi place mai mult. Nu știu cum să le mai pun pe aici. Le-am luat, acum le-am stricat regulă. Am făcut clipul ăsta așa un pic și în ideea că... De fiecare dată când postez ceva, mai ales pe Instagram, pe stories, despre parfumuri, dar și aici pe la clipurile de parfumuri și mai nu și pe TikTok, când mai pun ceva despre parfumuri, toată lumea, da, da, câte parfumuri, da, nu știu ce, da, dacă se face o colecție, nu știu ce, mi-aduc aminte de niște discuții foarte toxice și pe care nu le-am suportat pe grupurile de parfumiști români, în special, din care am ieșit de pe toate, pentru că nu pot să tolerez, adică, eu sunt o persoană așa foarte echilibrată în ultimii ani, din ce în ce mai echilibrată și mă țin departe. Am învățat o lecție unde simt că e prea multă viermuială de asta agresivă, eu ies de acolo, pur și simplu nu stau. Mi se pare... E o dovadă de completă imaturitate să stau acolo și să-mi primesc tot noroiul ăla în ochi așa stropit, știi? Și am ieșit. Dar am văzut toate discuțiile astea, de vai, câte parfumuri să ai, dacă nu poți să spui că ai colecție dacă ai și parfumuri Avon, nu poți să spui că ai colecție dacă nu ai parfumuri de nișă, ei, nu mai pot eu, dar poate nu vreau să am de nișă. Și apropo, mi s-a părut că termenul ăsta de nișă, care înainte era nișă, acum este nișa mainstream-ul. Adică și nișa asta atât de mult s-a dilatat ca... Uite, mie, de exemplu, nici seria de la Guerlain, care este considerată din zona de nișă, da? Cum este... Uitați-vă câte minute s-au făcut acolo. Mai am și aici nișă de la Guerlain. Nu e nișă în adevăratul sens al cuvântului. Nișă mi se pare... Păi degrabă, uite, nișă mi se pare The Lab. Nișă mi se pare Serge Lutens, până la un punct. Mie Tom Ford nu mai mi se pare de nișă. Tom Ford e pe
urea la toată lumea. Toată lumea vrea, adică ăsta, noir de noir, fucking fabulous. Adică sunt ombră, leather, sunt parfumuri atât de populare și atât de pentru mare masă. Adică nu pot să spui că sunt de nișă, știi? Nișa e într-adevăr și nișa e și mai riscantă din punct de vedere comercial. Pentru că nișa e ca un strigăt al poetului parfumier sau al nebunului parfumier. Are nu face numai pentru bani, face și pentru bani, numai că are nevoie din ce să cumperi ingredientele, din ce să mănânci ca să așa, dar nu e precum ceea ce numim noi azi nișă și care poți să cumperi fără probleme de oriunde, pentru că mai la începuturi parfumeria de nișă nu era accesibilă în toate parfumeriile, așa, erau niște parfumerii și erau cantități mai mici și niște arome mai pe care nu le luai pentru, nu știu, că ați duș la serviciu sau... Erau așa mai mult pentru plăcerea ta personală, așa, ca un fel de capricii. Acum nișă, pac, dacă ai pus un pic de ud, un capac mai, nu știu, deosebit sau ceva mai minimalist și mai, un pic mai altfel, pac, îi pun nișă. Vezi că nu-i nișă tot, adică și nu... Faptul că există, că intră în categoria de parfum de nișă, îi dă neapărat calitatea, vai, mirabolantă, cum spunea mie ceva, da, mă, dar parfumurile de nișă, de-aia sunt și scumpe. Păi, uite ce-ți spuneam, Serge Lutin, asta, 400, mi-aduc aminte, că era prețul 440 sau 450 la Elize. În același timp, cu 400-450, mă duceam și îmi lua de la Marionos sau se fără un Chanel, sau, deci, pe același lucru, da, care preț? A, da, că ai și brandurile alea, Roja Dove, Serjof, Cliff Christian, ce mai sunt, Frederic Malle, și știu așa cum, uite, și Frederic Malle a scos variantele alea de travel spray, da? Și nu mai sunt atât, da, Atelier de Zor, da, e nișă, într-adevăr, e pentru un anume tip de client. Ce să mai zic nișă? Uite, nișa este ce face Flavius, gama lui, călaj. Aia e nișă, într-adevăr, e mai mult decât nișa, e foarte, adică nu oricine poate să suporte parfumurile alea sau nu oricine se are personalitatea adaptată. Alea nu sunt parfumuri pentru toată lumea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le încerci, ba da, chiar încearcă-le dacă vezi parfumeria, dar nu sunt parfumuri de... pentru toți. Nu sunt nici foarte ușor de purtat, nu sunt neapărat suportabile de către toți, sunt niște parfumuri făcute așa, mai creativ, mai pasional, simți personalitatea omului din spate. Francesca Bianchi, iar parfumerie de nișă. Cine mai... mai gândeam acum... Pe Patricia de Nicolae, cu parfum de Nicolae, eu văd într-adevăr un om din zona de nișă. Parfumurile, chiar dacă sunt foarte accesibile ca preț, nu vezi, ea nu e cu de asta cu coadă, cu vai, parfumele de alea, hai să le punem în pozuțe și ce bine arată. Poate că la un moment dat o să ajungă și ea pe rafturile din Sephora, așa, dar eu nu o văd acolo, ea nu e de acolo, ea este parfumeur creator. Nu o văd acolo, doar dacă, nu știu, o să-și elaboreze și parfumeriile astea o zonă într-adevăr mai dedicată oamenilor care nu vor doar lucruri care să placă și care să dea bine. Și de-aia am mai arătat așa din ceea ce am eu o colecție de parfumuri. Și încă ceva, observ acum că este obsesie de a ne cumpăra parfumuri, în special care miros foarte tare. Proiectare. Gândiți-vă un pic că actul în sine de a te parfuma este foarte personal, e pentru tine. Deci, ia-ți un parfum dacă ție îți place, chiar dacă nu miroase până la 3 metri. Nu, asta e, că am observat că acum asta e, toată lumea mă întreabă, dar este persistent? Nu, nu e persistent. Dar mai știu, când mi-am luat ăsta de la Guerlain Rose Cherie, mă întreabă cineva, dar e persistent? Guerlain cu experiență, cu istorie de peste 100 de ani și mă întreb dacă este parfum persistent. Nu știu, știi, e ca și cum, uite, exact faza aia care s-a întâmplat lui Maya Morgenstern când cineva din anturajul ei a recomandat, știi, Maya, ar fi bine să te vopsești, că lui Maya Morgenstern să-i spui să se vopsească.
Da? Nici n-am capacitatea să răspund la chestia asta. Când mă întreabă cineva dacă parfumurile Guerlain sunt persistente. Bine că nu mă mai întreabă și dacă sunt originale. Mă ia cu dure de cap, ca idee așa, să știți, pentru cultura voastră generală. Guerlain se clonează foarte greu. Se falsifică, se încearcă. Am văzut și fake-uri foarte puține. Cred că e brandul cel mai greu de clonat, de falsificat, de așa, pentru că... Da. Am mai văzut și prin grupuri, există niște replici, Infinite Love cred că are la Shalimar. Parcă are și la Samsara, cred că are și la Samsara. La Lorina, de fapt la peparfumat.ro, știu că există o replică la ceva, dar nume... la Petit Robe Noir. Așa, și la ăsta, la Mont Guerlain. Dar într-adevăr, Mont Guerlain, eu v-am mai zis, Mont Guerlain, mi se pare că a fost strigătul de disperare comercială al grupului LVMH asupra lui Guerlain. Ceva de genul, nu mă interesează să scoți un parfum care să fie global, să placă la toată lumea. Și atunci asta a fost mai ușor de clonat, da. Da, tot nu e așa. De asta, și mai ales când... Eu pe blog am rubrica dedicată Guerlain. Și de-aia când vin oamenii și mă întreabă dacă eu am parfumuri Guerlain originale, iar sunt faze. Nici nu știu ce să răspund. Nu știu ce să răspund. Sincer. Nu sunt originale. Toate sunt fake. Deci... Așa apucă râsul. Da. Bun, asta am avut să vă spun despre parfumuri, așa un mic update la, uite, la parfumuri pe care nu prea le-am mai desfăcut, la chestii așa de prin colecția mea pe care poate nu am reușit să vi le arăt până acum. Ia asta, pe că văzusem ceva. Uite, apropo de parfumuri de păr, uite că trec într-una în alta, dar parfumurile de păr sunt o variantă bună în sezonul ăsta cald. Asta este Neroli Orchidée de la L'Occitane en Provence. By the way, și la ei găsiți parfumuri destul de reușite și în varianta pentru păr. Bun, orice întrebări aveți, nelămuriri, le lăsați aici în comentarii. Dacă vreți să mă susțineți, puteți să o faceți pe Patreon sau dând join la acest canal de YouTube. Folosiți linkurile de afiliere, linkuri de afiliere pe care le vedeți mai jos. Asta înseamnă că, sau folosiți codurile de mai jos. Toate astea mie mi-aduc procente din vânzare. Pe voi nu vă afectează cu nimic, însă voi dacă folosiți codurile alea de reducere sau linkurile de afiliere, la mine ajunge un procent între 1 și... Da, sunt câteva magazine care îmi dau un procent mai mare, acel mai mare ajunge la 20% care mi-l dau cei de la Flash Bio, în rest cam asta e. Da, și e o formă prin care și voi puteți să vă susțineți, dacă nu pe mine, pe orice influencer pe care, sau youtuber, creator de conținut adevăr pe care îl apreciați, puteți să vă arătați aprecierea și prin asta. Ca asta a fost.